Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ceremonii de investire a primarilor și a consiliilor locale. Persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc. ...125 de ani de istorie. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane cu vârste cuprinse între 23 și 26 de ani, două dintre acestea fiind membre ale aceleiași familii, cercetate pentru trafic de droguri de risc, complicitate la trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc fără drept pentru consumul propriu. Din cercetările efectuate a rezultat că în perioada iunie-octombrie 2024, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, intermediat și vândut diferite cantități de cannabis, drog de risc, către consumatori din municipiul București și județul Bacău cu sume cuprinse între 1.400 și 4.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele acestora, în municipiul București au fost descoperite și ridicate peste 310 grame de cannabis și 53 de grame rezină de cannabis, droguri de risc, obiecte purtând urme de substanță, grindere, cântare de precizie, sume de bani, precum și alte mijloace de probă. La data de 26 octombrie anul curent, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Bacău, au dispus reținerea a 4 persoane cu vârste cuprinse între 23 și 26 de ani, două dintre acestea fiind membre ale aceleiași familii. Cercetate pentru trafic de droguri de risc, complicitate la trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc, fără drept pentru consumul propriu. La data de 27 octombrie anul curent, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție. Zilele trecute, Bârsăneștiul a îmbrăcat haine de sărbătoare, căci primarul Vlad Grigore a depus jurământul de credință pentru primul mandat, dar și pentru nou Consiliu Local al Comunei Bârsănești. La eveniment a fost prezent prefectul Claudiu Ilișanu, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Eu aș vrea să mulțumesc în principal celor doi artizani, îi mulțumesc lui Vlad că a acceptat până la urmă responsabilitatea de a conduce destinele acestei comune și deopotrivă vreau să-i mulțumesc lui Gelu Botezatu pentru înțelepciunea, curajul și devotamentul de care a dat dovadă în condițiile în care le știm cu toții și poate pe care nu le-am așteptat, dar lucrurile așa se întâmplă. Rețeta de aici, părerea mea, este una de succes pentru că tinerețea, curajul și entuziasmul lui Vlad se completează cu înțelepciunea și experiența lui Gelu Botezatu, alături, evident, de echipa social-democrată pe care eu o conduc. Mulțumesc și celor care ne-au acordat votul de încredere și, așa cum spunea colega mea, doamna președinte, aproape 800, de fapt sunt 773 de locuitori ai Comunei Bârsănești care ne-au acordat încrederea. Și nu pot decât să urez succes tânărului primar de Bârsănești, unul dintre cei mai tineri probabil din județ, și echipei pe care o conduc. Ținem aproape, eu mereu zic această vorbă și facem o echipă. Domnul primar. La final de mandat, aș vrea să mulțumesc Consiliul Local, colegilor, colaboratorilor, colegilor din Primăria Bârsănești pentru susținerea și activitatea desfășurată în acești 8 ani de mandat. Bun. Și aș vrea să urez
Mult succes și multă baftă, domnul primar. A fost a adus ceva rău de la comunității noastre. Au fost destule proiecte la care împreună am lucrat, atât cu echipa locală, cât și cu echipa centrală. Am avut suport și sprijin atunci când am avut nevoie. Îmi doresc ca noua echipă, care este mai tânără la nivel de vârf, prin reprezentantul ei, Vlad Grigore, să poată să ducă mai departe proiectele pe care noi le-am avut în desfășurare și proiectele care vor urma. Pentru că această comunitate are nevoie de mult investiție și de multe proiecte care s-au aducă acolo unde este nevoie. Pentru că de multe ori noi am avut poși din cauza unor proiecte care țineau de noi sau nu țineau de noi, care nu erau ale noastre, dar care țineau de comunitatea aceasta. Mi-aș dori ca aceste proiecte pe care noi le-am avut în derulare și desfășurare, dar care nu s-au finalizat, mă refer la proiectul de apă, dar care acum sper să se ducă, pentru care noi am primit multe guline negre, să fie cel care să fie preluat și pus la îndeplinire. Proiectul cu gazele și altul, dar nu este cazul să fac enumerarea tuturor acestor proiecte. Îmi doresc ca această echipă nouă să creeze cu adevărat o coagulare care să ducă la proiectele de care această comună, repet, are nevoie. Recent, un eveniment similar a avut loc și la Comănești, când Viorel Miron a depus jurământul de credință pentru al șaselea mandat în calitate de primar. Au asistat la ceremonia festivă atât deputata Cătălina Ciofu, deputatul Mircea Fechet, dar și subprefectul Narcis Jitaru. Au început să refacem, să construim diguri de protecție și de apărare în orașul ăsta. A trebuit să replantăm munții. Și după ce am venit la normalitate, deci normalitatea am început să ajungem la această normalitate de-abia după două mandate. Deci două mandate am muncit să refacem ceea ce au distrus inundațiile, deci tot ce s-a întâmplat. După aceea am început să facem proiecte, să putem accesa fonduri europene și așa mai departe. După aceea am început să facem după aceea lucrurile pe care le puteam face și le-am făcut, funcție de priorități, funcție de banii pe care am avut și funcție de proiectele pe care le-am putut accesa. Și noi toți ne dorim acasă să facem nu știu ce, dar facem funcție de buzunarul și banul pe care l-avem la dispoziție. Chiar dacă facem un împrumut, chiar dacă facem un CRE, că avem colegi aici de la CRE, faci din banii pe care i-ai. Anul ăsta fac gardul, anul viitor fac... Nu m-a putut de făcut de prima dată piscina, în mijlocul curții, uite ce piscina am. Dar tot gardul se intră câinii prin grădină. Când am intrat primar, după inundații și în timpul inundațiilor și după, am fost ajutat de foarte multe asociații din străinătate, printre care și o echipă din Norvegia. Parcă-i mălcea acum. Au venit, aveau o strategie extraordinar de bine pusă la punct pentru a nu se crea niciun fel de învâlmășeală, pentru că dădeau, ofereau anumite cadouri, haine, tot felul de, știu, hrană, alimente, tot felul. Și aveau o chestiune în care le dădeam familiile care au fost afectate și le dădeam un bon de ordine în care spunea la ora tare vă prezentați la primăria Comănești pentru a primi dar bun. Și aveau un autobuz mare, imens. Au venit, am stabilit, am pus jandarmi la porțile primăriei ca să nu vină buluc și alții care nu aveau dreptul și au început să intre încet câte unii și alții ca să le predăm. Să le dăm acele... Ca să ne trezim că în jurul nostru, în loc să intre câte 10 la poartă, cum le dădea drumul jandarmi, au început să vină câte 200 de pe râpă din spatele primăriei. Și m-am impacetat imediat, domnule, dar ce se întâmplă? Cine le-a dat drumul? Pe unde le-a dat drumul? Cum au intrat? Păi zice, au intrat prin spate, pe acolo, pe sus. Păi cum pe sus? Dar au zărit gardul? Și care gard? Nu era gard, domnule. Prin spatele primăriei nu era gard. La școli nu erau garduri. Pe nicăieri nu era niciun gard. Ce să vă mai spun? Sunt multe de povestit aici. Probabil că vreodată o să scriu o carte ca să intru și eu în istoria Comăneștului cu tot ceea ce s-a făcut
în 20 de ani, poate 30 de ani, 24 de ani, 28 de ani. Dumnezeu știe cât și cum vom putea să facem ca să aducem la cunoștință prin ce etape a trecut acest oraș. Am emoții pentru că s-a fost la principiu printre să spun câteva cuvinte. Mă și gândeam venind cu mașina către acest centru foarte frumos, care îl iubesc foarte mult și care, la care am venit cu mulți dintre prietenii mei plecați peste hotare, fiind și așa mai departe, au dorit să facă poze aici și le-au transmis în toată lumea să se știe că, într-adevăr, în Comănești, cum s-a și spus de domnul primar și de alții vorbitorii, domnul ministru și domnul Fenecheu, că, într-adevăr, este un oraș în care se lucrează. Când se intră într-o mănăstire, de obicei există acolo un slogan sau o vorbă, ora e de la bune, roagă-te. Și într-o mănăstire, într-adevăr, rugăciunea este o practică la fiecare ceas din zi și din noapte, dar se adaugă și la bune, adică roagă-te și muncește. Atunci și cu acest edificiu, dar și cu celelalte care s-au, și le vedem cu toții și le-am văzut cu toții, într-adevăr, în orașul Comănești, ne-am rugat noi, prea mulți și ne vom ruga în continuare, fără doar ce poate, dar în acest oraș s-a muncit foarte, foarte mult. Eu nu mai sunt de unde m-am născut, nu uit de unde am plecat, dar am crescut aproape 40 ceva de ani de zile, alături de cei care au fost primari în Comănești și, bineînțeles, iată un sfert de veac, aproape alături de domnul primar Viorel Miron. Am crescut împreună, am discutat, ne-am și contrazis de multe ori, chiar în biroul dânsului. Am fost în diferite locuri din împreună și n-am cum să uit cum, de-a lungul timpului, venind din nou nostru, pe atunci, Părintele Episcop, nu era episcop în altul nostru episcop, ci era în dreapta Părintelui Ieftimie, Dumnezeu să-L odihnească în pace. Erau fiind primul la parohia Sfântul Spiridon, alături de domnul primar, în ținut, dar bineînțeles, sărbătorească, l-am întâlnit cu el, cu Părintele Episcop și la hramul Sfântului Spiridon, atâția ani de zile, slujbe foarte frumoase. Habar n-am dacă se mai face acum hramul la Sfântul Spiridon, vorba domnului ministru, unii spun că se face, alții spun că nu se face, da? Eu habar n-am. Și bineînțeles am întâlnit de asemenea cu domnul primar de preotul, Părintele Episcop, pentru că vă amintesc aceste lucruri, pentru că sunt preot, la sfințirea Acheismei, care a fost un obicei de mult în Comănești, și reluat și reanodat cu acel trecut de domnul primar Viorel Miron, în centrul orașului, după aceea mergând la Râul Trotuș. Deci iată și evenimente care domnul primar care s-a făcut o lucrare, s-a implicat alături de noi. Cei doi absolvenți de gimnaziu din județul Bacău cu media 10 la evaluarea națională din această vară și cei doi absolvenți de liceu care au obținut aceeași performanță la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie au primit recompense financiare din partea Ministerului Educației pentru performanța lor de excepție. Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Este momentul care, iată, prin intervenția autorităților naționale, recunoaște încă o dată, dincolo de recunoașterea valorică a muncii copiilor noștri la evaluarea națională și bacalaureat, printr-un premiu acordat acestora, spuneam, se recunoaște efortul, dedicarea și, iată, rezultatul frumos prin obținerea unei note de 10 în urma desfășurării acestor examene. Aceste premii subliniază importanța excelenței în educație și recunoașterea publică a celor mai buni dintre elevi care, prin muncă și determinare, au reușit să atingă cele mai înalte standarde de performanță la examenele naționale. Pentru mine acest premiu înseamnă reflectă toată munca, toată dedicația pe care am avut-o și toate eforturile pe care le-am depus în acest sens. De asemenea, redă și efortul profesorilor care m-au pregătit și le sunt recunoscător și lor și mă bucur că suntem răsplătiți pentru educație și că primim o mică atenție în acest sens. Pentru mine a însemnat multă muncă, a fost foarte greu. Pentru că tot anul a trebuit să învăț mult și nu e ușor să obții această medie, dar nu e imposibil.
Pentru performanțele lor, elevii de gimnaziu au fost recompensați cu câte 2.000 de lei fiecare, iar absolvenții de liceu au primit câte 5.000 de lei. Într-un proiect aniversar intitulat 125 de ani de istorie, liceenii și elevii de la Liceul Tehnic Anghel Salini au participat la un marș simbolic de 125 de kilometri, fiecare parcurgând câte un kilometru conform unui calendar bine stabilit. Acest efort comun omagiază o instituție sau o tradiție educațională care marchează un sfert de mileniu de existență. Ultimul kilometru a fost o sărbătoare specială sub forma unui cross în care au participat atât elevii cât și profesorii, simbolizând unitatea și continuitatea acestei comunități academice. Ne-am gândit cu toții, elevi și cadre didactice, să serbăm într-un mod deosebit acest frumos eveniment, și anume printr-o activitate sportivă. Colegul nostru Robert David, cadru didactic, profesor de educație fizică și sport, a organizat un cross de 125 de kilometri pe parcursul lunii septembrie și octombrie. Astăzi, pe insula de Agrement, elevii noștri și cadrele didactice au alergat ultimul kilometru din cei 125 planificați, cu speranța că acest ultimul kilometru este de fapt primul dintr-un lung șir de ani care vor urma pentru acest liceu. Foarte mișto, mi-a plăcut, mai încercăm, a fost super! O experiență superbă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sper să încerci și alți colegi, că e super mișto. A fost foarte interesantă, o experiență foarte bună. Iar o experiență foarte importantă pentru experiența tuturor elevilor și mulți înainte pentru școala Anghel Salini. Acest tip de activitate este o modalitate interactivă de a implica tinerii în istoria instituției și de a cultiva mândria față de tradiția educațională locală, totodată promovând mișcarea și sănătatea fizică în Liceul Tehnic Anghel Salini. 125 de ani de Salini. Un liceu în care ne desfășurăm activitatea cu mare drag, drag pentru copii, drag pentru sport, că eu sunt de educație fizică și a fost o zi superbă astăzi. Cum a fost maratonul? A fost greu pentru noi profesorii, ne tragem sufletul acum, dar pentru copii au fost foarte bucuroși și s-au bucurat de vremea aceasta frumoasă și de faptul că am ieșit din instituție. Plinit 125 de ani. Astăzi am făcut un maraton a împlinirii 125 de ani Anghel Salini, liceului. Frumos, foarte tare. Da. Dacă nu aveam rezistență, nu știu ce făceam, nu rezistam. Curtea școlii gimnaziale Alecu Rousseau din Bacău a fost plină de voie bună, marcând cea de-a doua ediție a Festivalului Toamnei. Evenimentul a adunat elevi, părinți și profesori, oferind o varietate de produse tradiționale pregătite cu drag de comunitate, decorațiuni de toamnă și activități menite să îmbine bucuria sezonului cu generozitatea. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Lumina, iar o parte vor susține proiectele școlare ale elevilor. Festivalul Toamnei, un eveniment de o mare anvergură, este uimitor și pentru noi cum ne-am unit în jurul unui scop nobil. Sunt onorată să fac parte din această comunitate locală minunată. Vreau să le mulțumesc părinților școlii, elevilor, cadrelor didactice care s-au implicat și au rupt din timpul lor pentru organizarea acestui eveniment și nu în ultimul rând invitaților și partenerilor noștri, Inspectoratului de Jandarmi, Parohiei Gherăiești, DJ Chip, care ne-a asigurat sonorizarea astăzi, și tuturor celor care au contribuit cu puțin sau cu mai mult în organizarea acestui eveniment. Atmosfera a fost completată de prezența Jandarmeriei Bacău, care a propus jocuri educative și sesiuni despre siguranța personală, consolidând relația dintre copii și autorități. Invitați special, precum părintele Epure Ionuț, au încurajat responsabilitatea socială și sprijinul comunitar, subliniind valoarea solidarității. Unul dintre obiectivele importante ale jandarmilor băcăuani este de a asigura siguranța elevilor, dar poate cel mai important este să le arătăm că suntem alături de ei în orice moment,
cu prietenie și cu multă apropiere. Astăzi, jandarmii băcăoani au pregătit multe activități interactive, au prezentat materialele și tehnica din dotare și au desfășurat sesiuni educaționale privind siguranța personală. Am venit cu toată bucuria, cu toată dragostea. În schimb, aici, în curtea școlii, într-adevăr, ne s-au mărit inimile văzând aceste fețișoare frumoase a copilașilor. Noi ne-am obișnuit ca în școală să fie o ordine și o disciplină, tot să stea în băncuțe și poate socializarea aceasta să fie doar sub o formă de vacarm în pauze. Dar iată că astăzi, aici, are loc și biserica și celelalte instituții ale statului și prin școală înțelegem noi că formăm o lume mai bună prin prezența noastră aici. Și sigur, a centrului nostru de catehizare, Sfânta Tecla, nădăjduim ca să continuăm întrunirile noastre, activitățile frumoase, alături de școală și, sigur, folosind aceiași copii, aceleași minți care trebuiesc formate și înălțate. Fiecare stand a fost dovada vie că mica școală de cartier a devenit familie, că o echipă are valoare și idei bune doar colaborând în armonie și că fiecare este un membru important în ansamblul școlii. Am regăsit și pe cei mai mici entuziaști, preșcolarii de la grădinițele cu program prelungit numărul 27 și numărul 30, care au demonstrat, dacă mai era cazul, că inimile mici cuprind în emoție și dăruire ideile bune ale celor mari. Avem nuci, pere, brioșe și semințe de dovleac. La ce preț le ai? Brioșele 2 lei și o pungă de nuci 3 lei și merele tot 2 lei. Da, este foarte frumoasă. Păi îmi place că se adună toată lumea și e o atmosferă foarte frumoasă. Cu cornulețe, cu plăcintă cu măr, plăcintă cu brânză și... L-ai făcut tu? Eu cu mami. Ce înseamnă festivalul toamne pentru tine? O festivitate unde vine cât mai multe chestii naturale făcute acasă și facem toată lumea să se bucure așa cum putem de acasă și ajutăm copiii nevoiași cum putem. Asta voiam să te întreb. Ce veți face cu bănuții pe care o să-i adunați? O să ajutăm copiii nevoiași. O activitate foarte frumoasă și distractivă pentru noi și ne ajută oarecum să... Educație financiară. Da, 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 da. Ce veți face cu bănuții pe care o să-i strângeți? Jumate din ei voi dona la Centrul Lumina pentru copii, iar jumate din ei vom vedea... Festivalul a fost o adevărată punte între generații, un prilej de colaborare și de împărtășire a tradițiilor și emoțiilor. Toți cei prezenți așteaptă cu nerăbdare următoarea ediție, acest eveniment devenind o tradiție de suflet în micul cartier din Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică 3 noiembrie, vremea înregistrează ușoară tendințe de răcire, iar cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Luni 4 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei nu va trece de 11 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Marți 5 noiembrie, vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei va ajunge până la 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!